fi trase după prestația din această seară? Un joc foarte slab de partea noastră. Am făcut foarte multe greșeli. Am început practic de la 0 la 1 din minutul 5 pe un contraatac unde noi nu primeam goluri, rar primim goluri pe contraatac, dintr-un corner, o fază fixă. Apoi, la fel, al doilea gol, o greșeală de poziționare. Bine, cu atât am făcut multe greșeli, îmi asum acest rezultat. Atât eu am făcut greșeli, cât și jucătorii mei. Este un rezultat, un duș rece pentru noi. Cel mai n-am primit, rece duș. Da, n-am primit, campion. De când sunt eu la echipă, n-am primit 4 goluri într-un joc. Astăzi a fost o zi neagră pentru noi și încă o dată multe greșeli. Am făcut foarte, foarte multe greșeli. A intervenit și acea automulțumire, chiar și jucătorii spuneau mai devreme că este posibil să intervină, te vezi în play-off, obții și acele rezultate foarte bune pe care le-ați avut. N-ar trebui să apară această automulțumire pentru că veneam după 2 rezultate pozitive, câștigasem jocul cu Craiova, apoi jocul cu Farul, trebuia să avem un moral bun. Am jucat pe Național Arena, un gazon senzațional, trebuia să avem altă atitudine și altă exprimare în joc. Însă, încă o dată, nu ne-a ieșit nimic astăzi. Practic, am făcut act de prezență, trebuie să recunoaștem. Încă o dată am făcut greșeli, atât eu cât și jucătorii. Ați încercat să schimbați inclusiv la pauză, să-i schimbați pe cei Am încercat. Nu neapărat că nu i-am schimbat că au greșit. I-am schimbat pentru că nu erau într-o formă bună și am dat posibilitatea celorlalți să joace. Dar nu, n-a fost de ajuns. Am încercat să schimb pe parcursul jocului, dar încă o dată nu ne-a ieșit nimic astăzi. Nu ne-a ieșit nimic astăzi. Mă așteptam să facem un joc bun, am și spus-o la început de joc că am încredere în jucători, că suntem bine, ne-am pregătit bine, aveam moral bun, dar nu a fost ceea ce ne-am dorit noi. Ce răspuns aveți pentru cei care cu siguranță vor comenta după acest meci? Știți că totdeauna apar oameni care spun că nu pot să comentez. Eu de obicei vorbesc de echipa mea și nu vorbesc de alte echipe. Treaba lor poate să spună orice. Eu pot să spun că noi nu avem niciun partipric cu nimeni și n-am avut și nici nu o să avem. Noi încercăm să câștigăm fiecare joc dacă se poate. Și nu am ce să le răspund pentru că nu intru în polemică cu nimeni, n-am eu și nici nu-mi arde în momentul de față. E treaba lor să gândească cum vor. Important este, v-am spus, eu de fiecare dată vorbesc de echipa mea. Eu nu vorbesc de celelalte echipe. Cred că așa ar trebui să facă și ei, dar e problema lor, sunt prea supărat acum ca să pot să discut despre acest subiect. Urmează o dublă cu FC Argeș. Cum o veți trata? Pe ce veți pune mai mult accent? Pe cupă sunt sau Sunt două jocuri importante pentru noi. Primul de campionat, unde ar trebui să câștigăm cele 3 puncte, pentru că nu am câștigat niciodată în fața lui FC Argeș în istoria noastră și ne dorim foarte mult acest lucru. Pe de altă parte, trebuie să fiu foarte atent pentru că la 3 zile vom juca prima manșă de Cupa României și ar trebui să menajez câțiva jucători. Dar o să mă gândesc până la jocul de sâmbătă și o să iau o decizie. Mulțumesc!